Clopoțelul de la ușa magazinului de articole fotografice sună. Liceenii intrară, uitându-se prin magazinul pustiu, cu polițe pe care erau aranjate tot felul de aparate și cu teșghea cu vitrine. Printr-o ușă din spate și o femeie urâtă, cu fața plină de bunătate, și venind la teșghea, îi întrebă ce doresc. o ramă frumoasă, doamnă. La ce preț? Întrebă femeia, alegând repede și cu dibăcie rame de diferite feluri, cu mâinile în mitene, din care ieșeau degete cu articulații umflate. Astea sunt 50 de copeici, iar astea sunt mai scumpe. Și uite, ăsta e un model foarte drăguț, la o rublă și 20. Bun, dați-mi-o pe asta. Dar nu puteți să mai lăsați din preț? Vă dau o rublă. Noi nu ne tocmim, spuse femeia cu un aer demn. He, să vă ajute Dumnezeu, zise Mahin, punând cuponul pe teșghea. Dați-ne rama și restul, dar mai repede, să nu întârziem la teatru. Aveți timp, zise femeia, și începu să studieze cuponul cu ochii mijiți. O să fie drăguță în rămișoara asta, nu? spuse Mahin, adresându-i se lui Mitea. Uh, Alți bani nu aveți? întrebă vânzătoarea. Ăsta e necazul, că nu avem. Mi-a dat tata, trebuie să-i schimb. Chiar nu aveți o rublă și douăzeci? Mm, nu, am cincizeci de copeci. De ce? Vă temeți că vă păcălim cu bani falși? Nu, nici vorbă. Știți ce? Dați-l înapoi, o să-l schimbăm. Deci cât, cât trebuie să vă dau? Păi vreo 11 și ceva. Vânzătoarea sucotii cu abacul deschise casa, scoase o hârtie de 10 ruble și răspunde.